M-am învățat să umblu și pe piatră ca o încasată, că... Picioarele tălpile s-au tăbăcit. Dar ce, n-ai papuci? Am papuci, dar zice că e tare bine să fii în contact cu solul. E o altfel de frecvență la care te conectezi și rezonezi. Ce vă trebuie tu? Băunatelor. Mie îmi place să umblu de spus cât de mult. Haide, mă, plămându-le. Da, pe tare puțin e bun. Îi și te miri că nu crește. Îi mai pun apoi, la urmă. Ce-ți trebuie tu? No, merem afară. Să-ți dau și ție de asta. Da, acolo. Te-am înțeles. Deja nu mai trebuie să zic de aici. Sau cine să tăsuie pe aici de tăscar, mă, nu știu, nu. Dar nu pare. Că se urcă caprele și frate el. Nu, acum ajung ele acolo. Nu știi tu. Că nu ești de aici. Aha, deci îți place fără lebeniță. Cu lebeniță nu ți-o plăcut. Plăcut de la tine, că eu sunt prietenul ei. Uite-te-le la ele cum stau, parcă sunt drăgostite. Vai, am o iară niedă. O, prietenul nostru. Acolo le șamunelasă să vină. Și alea la altii arătă chestia. La noi da, nu ne dai. Da, când ne dai. Da, când ne dai și nouă. Na, flămânda satul. Doamne, vezi. Hai că ți-ai mâncat făină, hai la iarbă. Salutare, dragilor. Am vrut să vă luăm cu noi astăzi pentru că e o zi specială în Maramureș. Specială pentru că după atâtea zile toride în care chiar și seara aveam în casă 30 și ceva de grade, de zile în care ne-am fiert la propriu, au venit câteva zile ploioase și avem o ceață foarte interesantă, așa, parcă e o zi tomnatică, dar totuși cu temperaturi de 22-23 de grade. Și dacă mă gândesc bine, aceeași situație am avut-o și anul trecut. Am avut vreme foarte frumoasă, foarte călduroasă și așa, până în iulie, pe când am avut noi de tăia puii, dacă vă amintiți video cu puii, a venit o vreme foarte răcoroasă și foarte bună pentru noi. Și asta ne bucură, vrem să vă arătăm și vouă binecuvântările ce le trăim noi în Maramureș, pentru că ne bucurăm foarte, foarte tare să avem și vară călduroasă, dar și ploi la timp, în perioada de vară, pentru că, după cum vedeți, vegetația, pășunea, fâneața la noi e foarte bună încă și animalele au ce mânca, deci asta e o binecuvântare pentru noi în general. Așa că mici frânturi din viața noastră vă arătăm astăzi cu pisicile cum se joacă, cu puii cum se plimbă, cu caprele cum așteaptă să fie mulse. Ia uite cu țapul care le acordă atenție caprelor. Și cu bivolița Măriuca care de-abia așteaptă să ajungă la pășune, să-și mănânce iarba și să se distreze, să alerge. E cam murdară că s-o băga și în mol. Hai să merem acolo la groapa aia să vedem. Are chef de lototală. Place la baltă.
Zic să te duci de acolo. Nu-i trebuie, că am destul de răcoare. Vai ce rondioșă-i. Ce zice bunica? Moșcoșă. Da, așa-ți diboli, că diboli trebuie să fie murdar, de mold, de... pe unde să tăvălesc ei. Na. Dar ce ai vrut să prinzi? Jucăria preferată a copiilor. Unde să fie? Sări. Ia aici. Asta e viața magică pe care trăim noi în Maramureș și ne bucurăm de fiecare zi. Ne place în mod special vara, că putem trăi afară. Deci casa noastră se extinde în perioada de vară cu încă vreo 3-4 mii de metri pătrați cel puțin. Și ne place să trăim în natură, după cum ați văzut, umblăm descus pe iarbă, peste tot, pe la animale și suntem conectați cu animalele, cu natura, cu pământul, cu energia pământului și cu relaxarea pe care ambianța asta ne-o dă. Gata, o lași pe Măriuc aici? Da, aici rămâne, ea ce face? Ce ai făcut tu? Mai pune o mâna pe tine să te scapi, n-amu, după ce te-ai tăvălit în toată balega. Ce ai făcut? Du-te! Care e problema acestei planete? Oamenii sunt depărtați de cum să trăiește cu adevărat și nu mai știu trăi, numai parfumați și numai dați cu gel și numai pe la salon. Dar și toate astea în speranța de a se simți ei mai speciali, mai curați, mai parfumați. Și ăsta e tot parfum, mai un alt fel de parfum mai rafinat pentru cunoscători. Așa că pentru cine disprețuiește viața la țară și mirosurile de aici, să știți că noi de aici ne luăm mâncarea și cea mai bună mâncare, mai bună decât aia scumpă care o cumpărați voi din magazine și cu tot felul de adaosuri, cu tot felul de prafuri pe ea. Pentru că la finalul zilei contează cu ce ți-ai hrănit corpul, nu cu ce ți-ai hrănit fanteziile. Măi, fanteziile ia, uite, cu modă de asta așa unicată și cu multă muncă. Ne ținem ocupați.